Mă numesc Viorica Ataman, sunt marketing manager într-o companie de distribuție. Lucrez de 13 ani în respectiva companie. De vreo 10 ani mă ocup de tot ce înseamnă marketing și prin cumul de 2 ani tot ce înseamnă dezvoltarea echipelor, resurse umane. Noi suntem o companie de distribuție și facem foarte multe planurile, respectiv toate activitățile noastre sunt coordonate cu producătorii. Deci mâna liberă, ca să zic așa, noi nu prea o avem. De ceva timp ne-am dat seama că trebuie să creștem vizibilitatea nu doar a produselor care le avem în portofoliu, dar să creștem vizibilitatea inclusiv a companiei ca și companiei de distribuție. Fiindcă piața muncii arată în așa fel, avem foarte puține persoane competente, calificate și atunci trebuie și alții să te cunoască ca să vrea să vină să lucreze la compania noastră. Și aici am aflat foarte multe lucruri, ca să zic așa, și instrumente. Deci, în primul rând, planurile de marketing pe online. Următoarele instrumente este legat de offline, tot ce înseamnă pentru dezvoltarea magazinelor mici în zone unde rețelele nu prea sunt dezvoltate. Și mă refer mai ales în zonele rurale. Până a venit aici, oricum deja eram cunoscut cu o parte din lucruri, dar iarăși venind aici am văzut o parte din lucruri dintr-un alt unghi și dintr-o altă abordare, ca să zic așa. Ori asta pentru mine era și scopul, să, indiferent câți ani ai în spate, poți să ai și, nu știu, 50 de ani, toată viața să lucrezi într-un domeniu, ca să-ți dai seama că vine unul mai tânăr și îți aduce niște lucruri cu alte viziuni și atunci îți dai seama că wow, trebuie de implementat, trebuie de învățat și de mers mai departe. Adică cunoștințele astea sunt în primul și în primul rând. Și în al doilea rând, că noi facem aici un networking, că mai vorbim ce fac și alte companii și atunci ce compar și zice, aha, ei fac așa, dar ce ar fi dar că am face și noi. Respectiv, socializarea totuși.